În etapa 24-a diviziei A la handbal feminin, CSM Slatina a obținut o victorie categorică în compania formației ACS Sepsis Sfântul Gheorghe. Chiar dacă în prima repriză a jocului, elevele Victorinei Boru au avut o apărare mai slabă, în cea de-a doua parte, fetele s-au mobilizat și au reușit să se impună la o diferență de 29 de goluri. Nu, n-a fost un meci dificil, doar că, din păcate, în prima parte am spus așa că doar ne prezentăm la meci și lucrurile sunt rezolvate. Am fost puțin supărate pe ele pentru modul cum au abordat în primul în faza de apărare. Însă repriza a doua a făcut o repriză foarte, foarte bună. A fost una dintre cele mai bune reprize ca drept dovadă și rezultatul. Duminică, în ultimul joc susținut acasă, CSM Slatina va promova matematic pe prima scenă a handbalului românesc. Echipa își dorește ca slătinenii să-i fie alături în această zi de sărbătoare. Sper să vină cât mai multă lume la sală și ele să le ofere un spectacol handbalistic pe măsură. Cred că au înțeles de data asta că deja ne pregătim pentru un alt fel de campionat, pentru un alt fel de adversar și atunci e normal să tratăm foarte serios meciurile care mai sunt. Ultimul meci în fața propriilor suporteri se va disputa duminică în sala de sport a liceului cu program sportiv cu începere de la ora 11. Haideți să le fim alături fetelor în meciul de promovare în Liga Națională.